Expoziție când am făcut pozele, pur și simplu. De când sunteți în Olanda? Din 2010. Deci, relativ de curând, să zicem așa, ca timp astronomic. Da. Ce vi s-a părut mai interesant? Domnul consul spunea că ați reprodus destul de fidel la posera Amsterdamului. Ce aparent bicicleta și tramvaiul și canalul nu lipsește, nu lipsesc. Ce? Cât este de ușor pentru un român să se acomodeze la o altă filozofie de viață? Da, la noi bicicletele încă este greu viață, să te... Da, este foarte diferită. Cred că sunt două culturi diametral opuse, România și Olanda. Dar asta face mai interesantă, practic, conviețuirea cu obiceiurile lor, noi cu ale noastre, și în combinarea acestor două chestii diferite. Mie îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult când vin acasă, îmi place foarte mult când mă întorc acolo, pentru mine nu mai există... Pentru mine casa este România, dar casa este și Olanda. Și nu este lungă perioada de acomodare când schimbați? Vai, nu. Când vin în România are sens să fiu în România, când mă întorc în Olanda are sens să fiu în Olanda. Am văzut toate anotimpurile, ați prins... Da, asta a fost coerența. Poze recente, poze mai vechi? Pozele sunt, cred că sunt făcute începând din 2012. Practic am început să fac poze cu Amsterdam de când m-am mutat în 2010, dar am învățat pe parcursul anilor să fac fotografii mai bune și practic ce vedeți aici sunt poate din 2012, poate 2014 încoace. Pur și simplu ieși pe stradă să te întâlnești cu cineva sau mergi să cumperi flori și vezi ceva care îți aduce atenția și atunci fac poze. Și pozele sunt oarecum spontane, nu am ieșit cu un scop anume de a face o poză cu acel copac. Pur și simplu am trecut pe acolo într-o zi când beam un cafea în sâmbătă dimineața, ne plimbam pe străzi, erau frunze, soare, am văzut, am făcut poze, m-am oprit, am făcut poze și așa s-a născut poza. De profesie? De profesie lucrez în comunicare, organizare evenimente. Deci fotografia este un pasiunea hobby. Mea. Da.